Aceste rezultate amicale. Stai, bă, nu rezultatele conta foarte mult. Era vorba de pregătirea echipei. Am jucat împotriva unei echipe care n-a trecut de centrul terenului. Nu cred că a fost cel mai indicat sparing partener înaintea unui campionat european, pentru că nicio echipă nu va juca în felul ăsta, cum a jucat Liechtenstein. Liechtenstein a venit să joace doar pentru rezultat. Dar nu putem să le... O echipă, sigur că în condițiile astea trebuie schimbat puțin stilul de joc. Deci mai puțin tactica în toate astea, pentru că era foarte greu de pătruns cu toți jucătorii care au acolo. Poate că ar fi trebuit mai multe combinații centrale, pentru că puteau să facă asta. Am exagerat puțin cu centralele și loburile, tata. Am văzut un jucător care trebuie să, puțin să, fiind și capitan în echipă, să și doziză mai bine efortul și acoperirea spațiilor de joc, pentru că un jucător nu poate să le facă pe toate. Să centreze, să bată corner, să bată lovituri libere, să bată auto, să vină și la construcție, să vină toate. Nu se poate în toate. E îngrijorător. Să spun, nu. Meciul... Vedeți-vă, Gibraltarul cu Scoția, toate echipele de acum sunt bine pregătite. Toți jucătorii ăștia care îi vedem în echipele mici provin din academii. Nu mai sunt amatori, nu mai nici mai amatori. Deci era clar că era un joc dificil, prin prisma faptului că ei s-au apărat tot timpul, n-au trecut de centrul terenului. De aceea nu se poate spune, eu l-am considerat doar un meci de antrenament și atât tot, nimic mai mult. Adică din menținerea unei condiții fizice apropiate de ceea ce se va întâmpla la campionatul european. În rest, nu contează deloc.